Crăciunul este în primul rând o sărbătoare a familiei și a bucuriei, dar și un prilej de mese îmbelșugate. Tocmai de aceea mâncarea tradițională nu ar trebui să lipsească de pe masa sălăjenilor. Cu câteva sfaturi simple, orice masă obișnuită în familie, spune Mircea Groza, poate deveni o experiență demnă de dineuri elegante și tradiționale. Dacă ne gândim la lucrurile tradiționale, e clar că vom consuma de sărbători numai produsele preparate în casă și neapărat la Crăciun nu o să lipsească jumările, nu o să lipsească cărnațiu și afumat și unii țin și din ăla proaspăt, nu o să lipsească carnea proaspătă, pentru că jamboanele și coroiul și peciile încă nu s-au afumate. Poate unii mai harnici care au tăiat mai repede porcul o să aibă și carnea afumată, sarmalele, o zupă bună, că la Crăciun încă se taie cocoșul ăla gras, și neapărat cozonacul, pita de casă, colăcuță, că vin colindătorii. Și în seara de Crăciun, în afară de fripturile obișnuite care încă se mai fac la țară, cele tradiționale, aș reaminti o rețetă care ar trebui să o redescoperim și să o folosim. Unii încă fac această rețetă, fac această friptură, o friptură de iarnă, îi spune, sau de sărbătoare, de Crăciun, în care se pun la prăjit numai în untură, nu cu alte adausuri, bucăți de carne proaspătă, carne afumată și cărnaț afumat, și iese o combinație foarte interesantă. Sigur că în ordinea inversă, cum le-am spus eu, deci prima dată trebuie să punem afumătura, după aia carnea proaspătă și cârnațul. Iese o friptură care de multe ori și a doua, și a treia zi se pot mânca și reci, și într-o combinație cu un piure adevărat, cu groștior de casă și cu un pic de unt, cred că e o mâncare deosebită, pentru că trebuie să punem ceva lângă blidul cu murături. Și atunci punem cărnița și punem și piureul, murăturile care de obicei nu lipsesc în nicio familie din zona noastră. Asta în afară de faptul că se pun și separat castraveți, gogoșari, conopidă sau ardei un plus cu varză, care sunt preferații mei, dar și o căpățână de varză murată, tăiată, oloiată bine și comțit de poprică dulce. Sigur că fiecare gospodin are specialitățile ei proprii și aici le încurajez pe toate să-și facă prăjiturile preferate. Asta e și la comanda copiilor în general. Mie să-mi faci aia, mie să-mi faci gerbă, mie să-mi faci de aia cu măr, dar mămicile cam ne fac tot ce dorim și e un lucru bun. Vedeți că tot mai multe mămi sunt ocupate, mai ales în perioada Crăciunului, cu serviciu, cu curățenia și cu pregătirea altor treburi, și majoritatea cumpără prăjiturile gata făcute din supermarketuri. Să uite că sunt ocupate, să facă un efort o dată pe an, de două ori și la Paști, să înceapă să-și refacă obișnuințele, o să regrete enorm când or fi mai în vârstă, că n-au făcut ceea ce trebuie când puteau să facă. Eu chiar insist să nu îmbogățească pe alții, să-și facă ei lucrurile lor cum știu mai bine, și vă garantez că știu. Ne scuzăm că n-avem timp. Niciunul n-avem timp, dar ne facem timp pentru lucrurile frumoase. Eu așa cred că ar fi bine să ne obișnim, să pierdem o noapte, două, nu le pierdem. Ne ocupăm cu lucruri frumoase, dar să le folosim în interesul familiei și o să prindă gustul și o să se ocupe din ce în ce mai des de aceste lucruri. Chiar asta e recomandarea mea de sărbători. Să fim buni, să fim harni, să fim, să dăruim.